Tu ce alege dintre 3 milioane de dolari cash sau 50 de cenți care să-și dubleze valoarea în fiecare zi timp de o lună de zile? În cele mai multe cazuri, oamenii aleg 3 milioane de dolari fără să clipească, dar ce se întâmplă dacă alegi a doua variantă și ce spune asta despre tine? În prima zi vei avea 50 de cenți, iar în a șaptea zi vei avea 32 de dolari. Nimic interesant. După încă 7 zile vei avea 4096 de dolari. Încă nu e o mare avere. În a 20-a zi vei avea 262.144 de dolari. Dar ce s-ar întâmpla în a 31-a zi? 536.879.912 dolari. Ai avea 536.870.912 dolari. Nice. Asta înseamnă să faci o alegere de afaceri strategică, sănătoasă și de termen lung, cu o creștere matematică mică, repetată zi de zi. Cei mai mulți nu aleg varianta asta pentru că e nevoie de mult mai mult timp pentru a vedea rezultatele.